Dacă ești destul de atent, printre desișuri și fire de iarbă poți vedea insecte. Cum arată acești locuitori misterioși ai lumii ierburilor și florilor? Hai să vedem! Ce am văzut în iarbă? Cine e atât de micuț aici? Puncte negre pe spate? Antene pe cap? Și piciorușe? Da, aceasta e o buburuză! Buburuza este o insectă mică, drăguță, de o culoare aprinsă. Buburuzele pot fi roșii, portocalii sau galbene și au puncte negre pe elitre. Iar sub aceste elitre frumoase au o pereche ascunsă de aripioare transparente. Cine mai putem vedea printre firele de iarbă și flori? Așa, aripi, cap cu antene și ochi mari, picioare și abdomenul dungat. Exact, e o albină! Albinele sunt insecte foarte folositoare, sunt muncitoare, harnice. Albinele zboară din floare în floare și adună nectar și polen din care fac miere de albine. Iar trăiesc albinuțele în stup și tot în stup își păstrează mierea. Cine se mai ascunde în iarbă? Ia vezi, cine e acesta? Un corp lung, cu mai multe picioare mici, cap? Desigur, e o omidă! Omida este o insectă care va deveni mai târziu fluture. Omida se târăște pe fire de iarbă, pe ramuri și frunze. Omida nu poate zbura. Omizile sunt de culori diferite, mai mari și mai mici, subțiri și groase. Mai au și ornamente diferite pe corpul lor. Ce mai putem vedea în iarbă? Cine este oare? Niște ornamente multicolore, frumoase. Încă și încă se pare că sunt aripi. Abdomen? Picioare? Am înțeles, e un fluture. Acesta deci e frumosul fluture în care s-a transformat omida. Un fluture este o insectă zburătoare, cu aripi mari și elegante. Știi de ce aripile lui sunt atât de frumoase? Pentru că aripile fluturașului sunt acoperite cu solzi mici multicolori, aranjate ca un mozaic, care și formează acest decor deosebit. Să aruncăm o privire mai atentă la firișoarele de iarbă mai aproape de pământ. Ce vedem? Un cap mare cu antene, torace, picioare, abdomen. Este o furnică. Furnicile sunt insecte puternice și muncitoare. Ele muncesc mult. Construiesc un mușuroi.
Mușuroiul sau furnicarul este casa furnicilor. Oare ce mai putem vedea în desișurile verzi? Două perechi de aripi transparente, un abdomen lung, toracele, capul cu ochi mari, picioare. Da, asta e o libelulă. Libelula este o insectă zburătoare, cu aripi mari și un corp lung, colorat și strălucitor. Îi place să zboare lângă apă. Zboară foarte frumos. E interesant să-i urmărești zborul. Libelulele iubesc să se odihnească pe lângă lacuri, de exemplu, pe pietrele din apropiere sau în stuf. Iar acum să repetăm ce am văzut în iarbă. Iată mementourile noastre. Buburuza, libelula, omida și fluturele în care s-a transformat. Furnica și albina. Astăzi, copii, am aflat atât de multe lucruri interesante despre insecte și despre lumea înconjurătoare, că e grozavă! Să nu uiți să te abonezi!